absentează motivat domnul consilier Cuciu Gheorghe Remus, Manole Vasilica și Arne Ionel. Conform alegerii de la ședința anterioară, președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni este doamna consilier Avram Georgian. Bună ziua! În primul rând aș dori să spunem la vot pentru ședința anterioară. Conform procesului verbal. Cine a fost prezent? Și dacă cineva dorește să-mi dau obiectul ajutor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu. Da. Deci,
ține cont, că trebuie votate persoane... Dar nu se zice la urmă. Artificial.
Yeah.
continuare la școală, mă trebuie să fie aici. Vreți? Hai să treci, mai da. Acum cine vrea să meargă? Da, eu vă las votul. Dar doamna președinte, știți. O să-i pun. Acum trecem la punctul 2, cu prezentarea comisiei a raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrative teritoriale VES. Și aici, dacă domnul primar ne poate ajuta, da, noi detalii. Am solicitat raportul Nu mai ce o mașă, nici mă pierd, că aia făcut un proiect.
voi că am primit deja pe Conico din 5 ani de zile, 6 ani, nu știu că... Nu am nicio cheie, nicio dată. Asta ar trebui să... Nu e posibil. Da, 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 nu mai este, deci nu mai este conform. Nu mai este. Ordinul de 75 se cere în modul de votare. La norma asta de votare în hotărâre, au fost trecuți mai mulți specialiști, mai multe persoane care trebuie să ne ajute, sau echipe de specializare pentru prevenire, pentru pompieri servanți, pentru... Suntem tu, eu și cu Petric Bazavar. Am ori suplimentare, am de toate, nu știu dacă să... Hai să facem să condamnăm mașina și dăm... Ați dat întrebarea de nevoie de acolo, de care se folosește. Am primit-o ca să înțelegi că acel proiect cu Elveția a fost nu neapărat de a schimba categoria serviciului nostru voluntar în situația de urgență. Sigur, a fost de a veni în sprijinul comunității. Dacă nu corespunde, puteam să-i face ce o scoteam, îi puneam lama din dezăpeție, căram apă când era sărce de la mare. Adică acum? Duceam apă, îi poate bătrâni, îi poate bătrâni, îi poate bătrâni, haideți să vă spun, serviciul nostru nu mai figurează cu mașină de pompieri. Este a figura niciodată. Într-adevăr, serviciul nu mai figurează, dar el este trecut la pompieri, tot timpul noi raportăm că mașina e inactivă. Inactivă, da. E inactivă. Dar nu cred că pompierii s-au supărat dacă apărem și noi cu mașina noastră și strângem și noi un colț. Să știți că am stins incendii de la gospodării oamenilor, am folosit mașina noastră pe care o pompă din altă presiune foarte bună, alimentam din apa lor din mașina mare și strângeam și noi. Nu cred că se supăra cineva dacă alungeam cu 10 minute fără de pompieri și strângeam și mai grave. Dar cine devine aici că nu mai funcționează mașina? Nu înțeleg. Mașina nu... Păsino, dar nimic? Nu, nu are... nu este matriculată, ci... Nu a fost niciodată, nu este mașină utilitară, domnul primar. Mașina asta este mașină utilitară, noi avem o hotărâre care sunt categoriile de utilaje care pot circula în comunele înscrise la primărie. Deci, comunele comunale. Nu s-a circulat. Păi, nu trebuie mai vizoria, ca să știți, deci, ne trebuie acel document de la Registrul Autoromân, nici legea s-a schimbat, nici un utilaj, nici de acolo, de mașinile care sunt cu un pier să dece pe greci, nu ca pe nu, legea spune așa, oficiul rar vine la sesizarea primăriei instituției, vine la fața locului și legislează toate utilajele agricole care... Dar trebuie să-și corespundă. Dar nici așa. Asta trebuie să-și corespundă, în același timp, iar la mai puțin de 10 utilaje, nu se deplasează inginerul rar. Dar acum, dar să te sient, acum... Nu, 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 da. Hai să o punem în funcție. Nu, eu am raportul, dacă cine s-a cerut, eu am scris. Am scris și legislația care ține de mine, legislația care ține și consiliul local, să apropie bani și fonduri care ar trebui. Restul ce se decide nu e... Puteți. Mă retrag, puteți. Dacă ați înțeles, eu am înțeles. Am înțeles o lipsă de dotare, am înțeles o lipsă de lipsă. Trebuie făcută mașină, trebuie pus mașina la urmă. Eu am participat la incendii și ne-am întâlnit să nu poți să ai nicio voluntar de situație. Ne-am întâlnit. Cum? Minimul de dotare pe care avea, ne-am văzut că-și face treaba. Acum, ce se urmărește prin asta, știm cu toții. Scop, de când ați mai fost cu mașina la incendii? Vrei mașina. Cum mă așa probleme? Eu am fost, domnule, ultimul an am fost în 2016. În 2016 după aceea n-am mai comandat o mașină. 2020 a fost? Era făcută. Dar 2016-2020 nu vă primat. Nu, când vă primat în 2020, în 2020 era... 2020, în perioada, în 6% de mici, dincolo că a fost în competență. Așa? Nu avea de făcut și... În 2020... Și-a primat lumea dumneavoastră. Ai făcut ceva la puta de condus, mai spui ceva cu sumea cum de-aia. Aveai ceva de spus ceea ce am putut să mai faci. În 2020 mașina a fost oprit, a fost scoasă din garaj, acum s-a constatat că în libertatea lui nu sunt chestii care nu se pot deleva. Să fac deoleu, să fac frânele și mașina pentru că în curtea noastră, dacă o folosesc. Dar cine vine aici? Cine vine aici? Nu merge mașina, îi vine cine? Costeluși? Costeluși cine mai zic? Nu merge cine? Tot nu înțeleg cine. De ce mașina nu funcționează?
Deci de serviciu nu mai figurează cu mașină. Și atunci și nu l-ai afirmat în Consiliul Local, în nopți? Nu, dar n-am venit să vorbească de mașină. Eu am venit de raportul lui de activitate. Nu vorbim de mașină. Și de fapt, dumneavoastră, coordonator, crește. Pune să-l trebuie. Faceți mașină. Raportul este cerut de ISU Bacău. Fiecare șef se rețeau de Dumatia. Pentru anumitul de toate, trebuie să prezinte. De ce nu l-ați dat? De ce nu l-ați dat? Era venit să vin să vorbească eu. Dar și nu te bază, nu ai venit să vorbesc? I-am arătat un limbat. Dar de ce să vorbesc cu numele angajatului? Pentru că problemele eu trebuie să vină să ne le aduc în ei. Să le aduc și dumneavoastră în fața Consiliului Local. Doamne, să vă pune la urmă. Dar ce vă s-a dat? Consiliul Local la prajat? Spune-i dumneavoastră. Oare ai vrea mai spune dumneavoastră? Nu e la Consiliul Local. Faceți-vă dreapă, primarul. Lați-vă că s-a lăsat să spun ceva. Cetățenii vă lucrați și primar, vă fac, vă fac ce am spus la ce spuneți, am luat cu astea, nu știu, mai mergi, am înțeles. Da. Nu vreau să înțelegi. Păi normal fi greu. Deci eu trebuie să prezint SMS. Ia vreau să fiu local, mai vrei altceva? Nu se legea. Nu trebuie să fac. Da, și-o vreau dumneavoastră. Trebuie să fac, da, trebuie să fac dumneavoastră. Ca să știu și noi ce ne regulă. Eu vă spun, vă dat, conform legii, ați spus, da, trebuie să fac totul, nu? Suntem primarul comunii. E bine, nu-i plinții, dar domnul general. Aveți un punct de vedere, nu suntem primat. Ce bani de unde? Așa? Așa e obiectiv, vă să-i îndelideți. Vă îndelideți, vă îndelideți. Să punem la punct, să o facem pe noi, pentru noi, cu fiind local, vedeți că într-o mată, spuneți-o la punct, imediat și banii, ia, cât, dă-ți 2000, cât o vrea acolo și la fel. Dar nu, și nu punem la punct. Trecem la punctul 3. Prezentarea raportului de audit, încheiat de către reprezentanții Camerei de Conturi, să rog pe doamna Șurizi, dacă nu puteți să facă de stat. Am luat cunoștință de acest raport, la cuvânt săptămână, 190 de probleme financiare economice, nu se specialistă din economie. De aceea eu o să prezint discuteza făcută de dânsii, nu toate, nu tot ce au consemnat ei care au cu consecințe de natură, să domnă sunt de natură reorganizării și efectuând unor măsuri pentru funcționarea activității de compartimente. Deci s-a constatat o lipsă cruntă de colaborare între compartimente, situații care a dus la diverse discuții. Și atunci o să încep cu situațiile financiare, cum este de naturale informațiilor prezentate în situațiile financiare din punct de vedere al realității și exactității datelor înregistrate în intența contabilă a OTE. Și care spune așa, că nu au fost înregistrate pe bază de documente justificative intrări de stocul de combustibil în valoare totală de 132.613,54 lei, respectiv intrări de materiale consumabile în valoare de 114.508 lei. Analizând de evidența gestională registrului jurnal și balanța de verificare, s-a constatat că nu au fost promite bonuri de consum pentru stocurile de materiale consumate, iar în evidența contabilă nu au fost înregistrate consumurile de materiale consumate de combustibil în anul 2019-2021. În inventarul perioada 2019-2021 nu există evidențe de stocuri, concluzia fiind că ele au fost consumate, dar comisă înregistrarea în evidența contabilă. Din verificarea inventarului în domeniul public și privat, la balanța de verificare, urmare a netorii de către toate vieți ale registrului de mijloace închise, s-a constatat că entitatea nu are exact inventat contabil și stat inventar el. Din verificarea modului de registrare în evidența contabilă a modului adiționale, s-a constatat că entitatea verificată a înregistrat unele active fixe corporale în contul de stocuri, deși valoarea individuală depășea limita de 2500 de lei. Astfel au fost achiziționate un laptop Lenovo, valoare de 2500 de lei, da? Și de asemenea la Telecom Lexmark, în valoare de 2560, de la furnizorul 10 DAS 3 XRL, acestea fiind date direct pe cheltuieli. Și erau mijloace. S-au decontat prele pe la stare de către prestator fără documente justificative. S-au decontat prele pe DN11, nu care aparține drumul național
ce n-ai eu voie. S-au efectuat chiar... Pe ce? Pe DN11? Ce n-ai eu voie. Nu, pe DN11. Pe DN11, drum care a practicat... Dar drumul e asfaltat, nu s-o ocupa la asta. Dacă tu le-a balastat... Nu, ar fi decontarea mea legală a unor lucrări de balastare de către prestatori fără documente justificative. A doua este decontarea nelegală a unor lucrări de DN11. Altceva. Nelegitimă de decontarea contravalorii și recontarea justificative și facturate consumatorilor. Au fost angajate și efectuate cheltuieli de investiții fără alocare și certificarea corespunzătoare a creditului bugetar. A acordat sprijin unităților de cult de contat pe reducere registrată pe cheltuieli de cărțioase, deși materiale funcționate din unitatea administrativ teritorială au fost predate către unitățile de cult fără documente de documente justificative și procese de valoare de recenție. S-au menținut în cursul anului 2000, în contul 231, investiții realizate pe anul 2018-2016, motivat de faptul că nu este procese de valoare. 2018-2016? Da. 2008-2016. A. Deci nu-i bun nimic acest lucru. Dar aici nu-i treabă de... Deci, mă, la juristă, contabilitate. Permisiunea dumneavoastră și la colegiul. Spuneți-ne, acest raport al Curții de Conturi este unul doar de informare, de a ne acuza și de a ne acumulăduse. Sau este cumva un control și o prevenire cumva, sau nu știu, o îndrumare și altă. I-am avut în scuze și domnul Dumnezeu. Obligația noastră, nu știu, foarte. Eu știu, trebuie să avem niște termene la care trebuie să răspunsă. Deci, raportul ăsta trebuie prezentat în postul local. Nu am spus, eu prezint ce au constatat. Și cu rugămintea, să mă ajutați să contest anumite constatări. Eu n-am cum să le fac. N-am fost nici aici, nici aici. Dar cei care de specialitate de aici, ajutați-mă să contest. Eu n-am niciun fel de probleme aici. Dar atât. Multe din problemele astea care au apărut aici, au apărut și datorită faptului că din ce am constatat. Nu știu dacă s-au pus toate documentele la dispoziție, sau unele dintre ele n-au ajuns în fața lor, sau au ajuns doar ce vreau ei să audă, sau de teama și spuneam ei, gata, eu am trecut prin atâtea vizite ale Curții de Conturi, chiar trebuie să stăm în poziția pe care au aprobat când vin acești oameni, care ei asta fac, poate ziua, fac prin documente, să ne spună ei acum că din 2016 vezi că nu era nu știu ce balast fost pe drum sau cum o determinat, cum o măsura. Domnul, citesc. Hai să citim raportul lor. Ce am dat fiecare? Cine știe cu ce știe? Este foarte multe. Sunt foarte multe măsuri lăsate. Foarte, foarte multe. Sunt foarte multe aberante, domnul. Nu știm, nu e prezentă. Nu trebuie să ne oprim la fiecare. Haideți să vedem ce este de făcut. Cum noi o prezentăm ca așa ne cere de ea? După ei nu mai făceam nimic și nu avea ce să găsească. Vedeți că sunt lucruri care noi încercăm să le facem cum trebuie. Domnul, cine nu știe ce greșește? Asta o știm, da? Corect. Haideți să trecem la așa. Hai să trecem mai fort. Și David e modul de stabilire, evidenție, urmărirea pasării de micro-bugetar. Și s-o constată că nu au fost impozitate cu conformitate pe vedere legale, clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, a fost utilizare rezidențială sau mixtă. Și aici, ca valoare estimată a abaterii, s-au constatat o abatere de 2.477 de lei. Nu s-a impozitat construcția parcurilor persoanelor fizice de pe raza comunei la finalizarea lucrărilor. S-au constatat că sunt clădiri mai vechi, construite mai vechi de 3 ani, care nu au autorizație de construire, dar care au fost finalizate. Nu au fost declarate și prejudiciul de 1.050 de lei, spune aici. Nestabilă e impozitul pe teren infracțional datorat de persoane fizice și juridice și aici a apărut o neconcordanță între situația din rolul fiscal și registrul agricol. Și constată deși că în situația în registrul agricol, teren infracțional 2.913.005 metri pătrați, iar conform registrului fiscal, e doar 2.595.949, deci o diferență de... La teren extraordinar, în registrul agricol, mi apare
suprafață de 19.388. Adică 19.388 iar la impozite și taxe îmi apare 8.960.127. Deci diferența de 10.400. Deci acolo nu se colaborează. Și pe bază declarativă, domnule. Problema nu e domnul. Nu. Aici este registrul agricol, știți că are un mare rol, se ia și el. Deci, registrul agricol. Oamenii ăștia îi pun în umbră și munca colegilor lor care au venit de ani zile acum, i-am zis că a fost o echipă atât de contract. Poșa asta nu mai fost. Nu, nu, nu. Poate ăia chiar nu au văzut, deci s-au fost acum probleme constatate din 2008 până 2016. Domnul Cotibier. Deci problema este la registrul agricol. De ce i-am constatat? Dar unde au venit suprafața de țărie la tânăr? Eu am vorbit. Nu plătești, nici nu o să o plătească, nu are ce să o mai plătească. Nu are ce să o declare. Toți îți boiți, toți îți fii bun. Evidențele reale și corecte se va renunță. Nu știu de ce. Păi și de ce nu vom colaborează? La urmă, ce vrem noastră? Ca o parte de acolo. Pentru că, hai să vedem cum s-a urmă. Angajații trebuia să urmărească acest lucru. Ei trebuia să cadă pe tine, da? Adică, ei când au ajuns și au verificat, au văzut, lipsa asta și indiferență mare, da, de nu știu câte milioane de hectare. Da? Da. E normal să le iei o măsură ca să poată să le luăm. Avem un milioane de hectare. Nu. Milioane de hectare. Bine pe pătrat. Ei au lăsat măsura să le așeze cumva. Adică să le scoată, să vadă unde sunt diferențele aia. Nu poți să reușească. Ei trebuie să se scoată cât de cât. Nu știu, dacă erau poate mai apropiat, ei nu cred că vreau să au măsură. Niciodată. Ce spune fața așa? Probabil că ei tot merg gând de la unități, mai vede acolo, da, hai. Eu nu știu cum faci să vină, dar haideți să vă spun. Eu nu contez, că n-am o clarifică. Dacă o trea cineva la curtea de foto să spună cum creează, ei, că nu știu. Controlați. Controlați a fost. Am știut că doua curte de foto care am prins. Dar nu crezi. Deci ai ce să fie măsură, ca cele două compartimente. Să puncteze unii cu alții. Să avem situații reale. Când avem nevoie de ele, să știți. Primarul se scoate la toate astea, emite dispoziții, face o comisie, face așa, am dat dispoziții. Deci, unii constată că valoarea estimată aici, la bază, este de 54.889,5. Imputabilă cu ei. Vom vedea, eu știu. Vom vedea, eu nu am spus niciun. Eu nu stabilez vinovați. Eu impun să duc oamenii la registrul de vinovați. Eu nu stabilez vinovați. Dar nu găsesc vinovați. Noi doar citim și pe măsă. Nestabilirea și neîncasarea taxei pentru autorizație de construire. Valoarea estimată 6.648,74 de lei. Deci ăștia sunt bani care o puteau să fie la buget și folosit în alte scopuri. Nestabilirea și neîncasarea taxei de salubrizare la un nivel care se permite acoperirea costurilor pentru asigurarea serviciilor salubrizare. Dar asta depinde din noi, că noi trebuie să respectăm tarifii, iar disul, iar timpul, că suntem într-o asociație, asta nu ține. Am văzut acolo, că spunea că de ce s-au plătit, nu știu, cât și s-au casat atât. Bun, haideți să se numească. Hai să nu găsați să mai și punctăm că de ceva, ca să... Dar eu nu cred că vă supărați dacă discutăm. Domnul Prefidor, am plătit. Domnul ne-a pus el acum, dar nu vedeți că ei văd lucrurile astea, ne tratează pe noi, domnule, ce taxă? Noi suntem într-o, uite așa, într-o oală mare, las de greu de județ, și ce fac? Toți facem și voi. Am potrivit să sponsorizăm, am sponsorizat. Păi și să-mi împotri că ce am fost mai mulți bani. Domnul, nu fie frumos. Am și eu aștept. Haideți să reiterăm. Stabilirea eronată de intervenție anuală în cazul contract de concesionare pe șur. Și ei spun aici. O să citiți în detaliu când vorbește din masă. Că-s două contracte, că unul trebuia, de ce nu trebuia, ce-am știut. Nu a doua e două contracte, doar al doilea contract îl va bloca implicit pe celălalt. Dar vreau și atunci despre ce mai vorbim. El s-a contat pe lui. Și problema este că, conform ordonanței 34, termenul maxim pentru care se poate... O venit după încheierea contractului și... Discutăm, vorbim, este de 10 ani, în sfârșit. Și spun că valoarea estimată a baterii este de... și redevența a fost calculată greșit, adică a fost reactualizată anul ăla. Și valoarea este de 77.43,06 lei. Stabilită ca diferență între redevența calculată conform OG34 de 250 de lei, iar diferența așa bine și încasată conform contractului din 150 lei. Bun. Deci ce de făcut? Neîncasarea taxei de exploatare drumuri comunale, valoarea 2.400
964 de lei. Exercitarea drepturilor de servitude legale de către Transgaz, fără plata mai este anuală decât către proprietarul terenului. Bine, ăștia au făcut și mult mai la poate și pe noi și persoane fiind. Și de hotărârea cu scopul, scoatem taxa aia și s-a dat pe tema. Ce e? Tot nu ne-am adus de cuvânt, dar tot hotărârea să încasăm. Da. Dar să intream în casa, nu s-au încasat. Nu, aici era o s-au încasat. Aici domnul... Deci vreau să vă arăt că s-au încasat. S-au mai încasat. Domnul... Nu aia în loc să s-au încasat. Aici... Nu trebuie scoasă taxa. Nici scoate taxa, dar s-au făcut încasări. Eu nimic sunt două, s-au încasat. Cum? Aici Transgazul. Ne-a cerut de la Polul Silvic care s-a plătit societățile care au exploatat, cum au transportat, acolo sunt justificări pentru că o parte au plătit care au transportat cu camioane de peste, nu știu ce capacitate, iar o parte din masa noastră a mers către populații, care s-au transportat cu mașini de până 3 de lume, 5 tone, adică justificări sunt. S-au încasat, nu știu, în altă perioadă, sau... Dar, apropo de operatorii ăștia, de Transgaz, de orice mai departe, ei au un drept, prin lege, să facă ceva, dar chiar în legislație vă spune, contra unei redevențe sau unei despăgubiri prealabile. Însă ei, ca cum a văzut astfel de chestii, când vin la oameni, evită să treacă următoarea linie din articol, în care spune că omul ar avea dreptul. Vreți să dau un exemplu cum au procedat în alte comuni. Mergeți la Pelești Transgaz, să vedeți cei care au făcut exploatarea de gaze naturale la Buleni, foarte rapid. Le-au dat în contul primăriei sume de au reușit să-și asfalteze o 6 km de drum. Le-a dat aproape 1 milion de euro. Firma aia americană sau ce. Dar asta sunt pe ce exploatează, nu tranzitează. Nu, nu, nu. Pentru că au folosit drumul comunal de la Pelești până la Buleni, la așa care lea de România și România, da, da. Așa. Vedeți că acum zilele astea deja unii s-au ocupat de asfaltat, dar nici erau și terminat. Cu banii proveniți de la firma respectivă. Banii i-au dat direct în contul primăriei, iar primăria a decis să folosească banii din deci, de deci, așa a fost înțeles. Putea să spună, domnule, la o taxă de drum, de nu știu ce, cred că e așa un pia de direcție, când plătești 5 lei prin metru cu cuplu. Și așa au ieșit mai corect cu... Dar ce știi, valoarea stabilită este 9.805 lei. Bun, și cum stabilești tu, dacă nu ai hotărârea de Consiliul Local, tu ca primar, cum stabilești că ai făcut bani? Nu, Consiliul Local au hotărât în Consiliul Local ceva cu bani. Au făcut proiectul după aia de... Așa, l-au supus aprobării în Consiliul Local, au hotărât un proiect de investiții. Dar vreau să spun că nu mai depinzi de nimeni, nici de Consiliul Județean, nici de... Au fost banii lor. Au autonomie locală, domnule. Da, exact. Aici, voi vis-a-vis de A. Nu poate a determinat un alt cantități efectiv consumate de către utilizatori prin citirea cometrului sau prin calul cu aușa de plăcaș, mai procedarea facturarea regională consumului în baza prețului și a aprobată. Acum, haideți să fie și eu de aici, știu. Deci nu avem oameni, adică ai nevoie de niște persoane care sunt special. Dar nu avem. În primul rând, să avem un serviciu înființat pentru da, le înființa serviciul. Dar în cadrul serviciului nu avem angajați. Aici. Așa e. Că serviciul este subordinea Consiliului Local. Mi-am gândit pe organigramă. Da. Adică trebuie... Aici, cu dumneavoastră, Ba bine, uite, dar nu știu la treaba la serviciul voluntar, de ce să... Trebuie la urmă, nu știu, dar... Cu găleata asta. Și ca abatere constatată... Valoarea estimată a pe votarele facturate și neregistrate în anul 2021 a fost de 115.000 de lei, 249.055 lei. Haideți să vedem cum facem. Cum au determinat asta? Adică s-au uitat la apometrii de aplicată în rețea și cât timp am zis o facturată? Păi nu zic să vă citesc. S-a făcut bine, bă. Cică s-a constatat că în perioada 2021 Comuna de Viez a achitat cu nevoie de armă, are apele rozumine, contra valoarea de 251.770 metri cubi, în timp ce calitatea facturată către utilizatori a fost de 150. E diferența între apa care intră în sistem asta. Și se recuperează de la... S-a citit apometru mare, de fapt, când s-au regăsit în cichituri, cetățenii s-au regăsit, da. Dar sunt recuperate, adică ei au venit, au găsit o diferență. Dar sunt care n-au plătit. Adică urmează să încaseze sau și diferențele au trecut.
Numai știți foarte bine că sistemul ăsta cum e cu branșamentele și cum e ca un... Adică ați stat, domnul Pernic. N-au apometri, au... Avem hotărâre din care au dar în care putem să-i luăm pe ușor, care... Păi, nu se referă numai la anii ăștia, adică se referă la... Știți, am fost noi de remus atunci când s-a autopropus, dar uitați că până la urmă inițiativa lui... Nu, problema este... Problema este și alta. Ce e? Apometrii este de vezi cu toate astea cetățenii. Adică de cine? Cum? Adică de cine? Dar nu am tot. Mai înființăm comisii? Bun. Mai este o chestie care... Nu înțeleg, nu înțeleg zic nimeni. Niciodată nu ar trebui obrașat cu miți canalizare, dacă vă eu cu logic. Deci acum ai spus, sigur. Da, dar nu fac canalizare, nu fac canalizare, nu se plătească. Cred și eu că eu stau fără apă, când are cineva nu are apă. Deci ați văzut un lucru. Ați văzut o obrașare, dar fără canalizare. Dar nu fac canalizare. Cum vă o parte vreau să spun? Este apă. Să mai dat de cei care primesc apă toată vara și voi din altă parte nu suntem bun plat. Deci v-aș întreba acum sincer. Bun? Să mai bun plat de cei care au primit apă toată vara. Nu vreau să dau de lumina asta, că nu-i corect. Dar nu vorbim de asta. Nu, nu vreau să mai vorbim la globa. Acum asta trebuie să nu mai ceva. Hai să citim raportul și dacă vreți să discutăm de sută. Da, nu mai știu. Dar așa ni... S-o cumiza lui Mozano din timpul în casă. Da, nu mi-e și la drum, băi, nu mi-e și la la orice și la terien, noi trebuie să casăm o anumită sumă din ce avem noi trecut la registrul anului, mă și spune că s-a mai dus, nu omul plătit. Ce pot spune? Da, nu se pot spune. Trec peste unul de la care n-am văzut. Deja vine de încheparea de invalorile cu notițe, de natura construcțiilor exterioare de contactă și de delogare. Și s-a stabilit cu definiție de 9800 de lei. S-au condat venituri salariale care depășesc platforma maximă a veniturilor salariale. Fără să dau nume, valoarea prejudiciului este 39.546 lei. Adică s-au acordat salariile prin indemnizația... Nu, ați uitat unul. Poate că... S-au constatat că s-au acordat venituri salariale fără prevederi contractuale sub formă de avansuri de salarii, prețe, sumă și așa mai departe. În sensul că sau diferite forme de venituri, sub forme de avansuri la salarii, diferențe de sume acordate la salariul net, alte sume și mai departe, prejudiciul fiind de 7.900 de lei. S-a stabilit eronat salariul brut pentru unii funcționari publici care au condus la un prejudiciu de 6.241 de lei. Indexația anuală pe mărturi de sistemul comandului pentru implementarea și proiectelor finanțate din fondurile nerafinsate s-a constatat că ridicarea a primit indexat în urmarea nelegală, majorată în procent de 15% în perioada 2019, decembrie 2019 și anul 2020, în condiția în care contractul de achiziție a trei proiecte finanțate fondurile europene nu a fost semnat și implicit implementat urmare a contestării achiziției publice de luna noiembrie, ulterior activele de proiect finanțat. Plata contractului de vedere, nu asta, nu? Nediminuarea dreptului salariale să-și ducării Elisabeta, conform părării cursului de avea luat cu acum, știți foarte bine cu doamna Cădem ce s-a întâmplat. Sentința de Inger de anul 2019, nu știu exact când a ajuns aici. Și prin sentință spunea că doamna trebuie să treacă de prezitările pe referent. O cază care trebuia să modifice și salariul. Situația s-a petrecut doar pe statul. Cei au constatat că nu demonicându-i s-a salariul și bine acela salat, prejudiciul de zi este de 143.900 lei. Apoi? 140.000? 143.900 lei. Apoi? Plata... Diferența de bani care... Diferența de bani? Nu în cazul de plus de doamna Călin pe perioada 2019 până la plecă. Până... Că chiar dacă la referire, salariul i-a pus... Da, în hotărâre nu spunea referire la salariul. Dar asta e consecință. Adică un om care trebuie să iasă la pensie, îl dai cu salariul. Nu, eu n-am zis o chestie.
Deci, vă spun... Bun, este iar de nou. Eu știu că oamenii să nu știu că ați decidem pe prin instanță. Deci, domnul consilier, eu am organigramă, am stabilit salariile pe funcție. Consilierele care și-au mai departe, nu s-au aplicat coeficienți. Păi dacă te-am dat pe referent, mă duc la coeficientul de la referent. Da, Efectuare de plăți delegare pentru contract de achiziție corpului iluminat. S-a constatat că este încheiat un contract care nu a fost semnat de nimeni. Nu spun cu cine. Nu s-a întocmit procedura de cerere la terminarea lucrărilor. Și s-a emis o factură în martie 2020, factură care a fost plătită în mai, 27 mai 2020. Factura cu valoare de 49.870,50 de lei. Nu trebuia plătită sau? Dacă oamenii... Da, contractul mi-a semnat de părți. Da, a fost plătită și trebuie. Da, a semnat mai mult, a semnat domnul. Păi nu știu. N-am proces de roadă de ce la terminare în lucrări, dar... Asta e, lipsire de documente și cum să ce înseamnă. Aici spune, de fapt, fără atunci să lucrați. S-a zis, nu sunt un bebe, stai să vă citesc. Sunt bebe, era... Pe factura numărul 342.603.2020 s-a semnat și avizat fără a avea drept legal de semnătură pentru bun de plată de către consilierul. Așa. Și nu de către o datorie de credit la cea de bine, spuneți din Crăciun, eu era presiune. Poate sunt vreau, dar unul nu e. Da, da, sunt vreau, știi lumea ce vreau. Da. Eu ce... Bun, dar... Așa spun ei. Factura, în urma, factura se duce și să faci un ordin de plată. Deci nu cred că eu am semnat și ordin de plată. Păi nu, că așa spune, deci factura e semnată bun de plată. Am pus un bun de plată, un bun de instinct, sau ce, din fracțiuni, mă fac mușcării. Era să pățați un bun. Păi și atunci. Eu ce vreau? Că face să se întâmplă. Să vă luați un de plată. Factura numărul așa. Da, da. Bun, cine? Deci factura numărul valoare de 49.87. Deci a fost achitată în legat de D, în condiții care nu este un contract semnat de cele două părți, nu este un proces de... Și nu trebuia să-i plătim, trebuia să-l primim la subiecte, de instruim banii acasă. Din care să fie ieșit. După trebuia să formalească contract. Era contractul tău. Era contractul meu. Stai, stai un pic. La contractul nu le urmărește. Le urmărește la cineva. Nu faci plata, tu trebuie să ai un contract. Nu? Așa. O situație de lucrări. O situație de lucrări, că faci plata, tu trebuie să ai contract. E trebuia să vină cineva, nu știu cine. Ce să spună domnul Ocăș? Trebuia să vină să spună, băi, vezi că vă asta cu fără. Dar nu trebuia aici, vreau văzut cum vă spune. Dar e, deci omul are ajutat. Spuneți dumneavoastră că nu avea lucrări, nu era contract în bun sau cum? Nu. Nu era semnat. Contractul era omis, dar ce s-a făcut plata, cineva trebuia să vină. Nu am ajutat la contract. Păi nu tu! Cineva avea făcea plata. Nu știu, eu aveam o transacție de serviciu să verific și corespondența primarului. Și am văzut factura aia, am fost interesant, am văzut lângă, nu să știam că l-au pus. Dar ei sunt toți în poate să le-au verificat. Deci am făcut lucrurile. Curtea de fapt. Nu spune că acea lucrare nu există sau nu poate efectua. Pentru că i-au verificat cu fiecare sat. Și sunt, nu? Și sunt. Ce problemă este? Problemă este să o acoperi. Eu de ce spun? Lucrarea a făcut-o, constructorul nu are nicio treabă, nu chiar nu cum trebuie. S-a făcut-o cum trebuie. O și-a apreciat. Dar contractul nu era semnat. S-a făcut plata. E de mai atunci, bă, vezi când ai cineva de la zi. Iarăși vorbim de lipsa de comunicare. Contractul nu stătea la posibilitate. Lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare. Eu tot dau. Cine? Achiziția a fost o comisie. Nu achiziția a fost o comisie. Pentru sistem electronic în care poate să vadă oricine. Contractul e fix fix. Problema este asta. Ia tot de lipsa de comunicare. Nu de comunicare între... Asta practic chiar este sistemul respectiv. Bun, are ceva, are ceva. Nu există recepție, da? Iar trebuia să vină cineva și spune, o, vezi, nu m-am plătat, mă, vezi, voi, vă, faceți recepție. Se duce, nu, voi, ce trebuie, vine și încheia pe acasă și așa nu mai să-mi iau povești acum. De ce vă zic? Constructorul trebuia să vină să ne anunțe. Lucru... Da, da, poate o recepție a fost făcută și nu a fost făcut. S-a dat documentul. S-a verificat un cont, în registru. Că dacă apărea, mă, că a fost, a plecat o super lucru în document. Dar el rămâne registrat în... și s-a verificat acele registre. Nu s-a găsit. O pus pinicul să vedea, dar s-a făcut o căzut din bosa, mă, sub copterul de pic. Dar trebuie să mai înregistrat. Ai trebuie să mai înregistrat. Și a ajuns la asta, vedem cum o scoatem la cap. Adică să vedem că trebuie măsură. Și clar, dar acolo, iar vă spun, nu era vinovat cei care au venit și au spus să plătesc.
Cei care au semnat și au plătat. Și au plătit. Mă refer cu compartimentul care a plătit. Domnul primar! Că nu contestă nimeni acolo. Dar nu s-au făcut aceste documente, că s-au acolo spate.
Valoarea estimată se presupune că ar fi de 66.96.65 lei. Nu s-a făcut documente, dar nu știu cine. Păi da, hai să ducem documente. Nu închide. Hai să ducem. Nu încercăm să închide, mai să avem documente. Și mergem înapoi la curtea de poduri când vin, o să vină la 6, nu? Da. Deci, calcularea evaluată cantitatea de deșeuri selectată în cadrul contractului sau utilizare. Valoarea estimată a venit 1.497.33 lei. Achitarea nelegală a penalități de efectuate de vezi. Neachitarea serviciilor prestate de diferiți prestatori de către oate de vezi în decât ulterior contractuale a făcut la plata peste sumele care constituie obligația de plată a valorii de 16.588 lei, după cum urmează. Poți nu știți, iar care ca clasă o știm, subiriță, da? Agenția pentru agenda digitală a României, care prin sumație în 2014, conta o valoare a prăzii facturi 10 de gaz, au fost achitate cu întârziere și nu știu de ce motiv, acum știți mai bine care sunt. Mă, când ai bani, că nu știu, 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 că nu știu. Valoarea prezintă 6.585. Eu aș fi curios să-i văd oamenii ăștia care nu se compreze. Noi zic, cui ei în administrație să vezi cum acționează. Nu justificarea carburantului a funcționat de câteva alte nivele. Și iar și niște probleme de document. Cu document. Consumul autovehiculului nu a fost stabilit pe 100 de kilometri. Nu există documente justificative de cazul de consum, cartea tehnică și mai departe. Nu se calculează total alimentarul carburant. Nu se spune de fapt sunt conducătorii de conducători auto. Nu se spune de fapt. Nu avem conducători auto. Sunt primar, vicepriar. În așa de exact nu s-a întâmplit și a dat pentru carburant a fost în 2020, nu a fost înregistrat în contabilitate, iar vorbiți nu a fost înregistrat în consum, fiind... Dar de ce nu s-a înregistrat în 2020 în contabilitate? Aici faci ce trebuie. Nu s-a făcut inventarierea carburantului. Pentru că carburantul a funcționat în anul 2000, nu a fost înregistrat în contabilitate, consum acest timp... Evidențiat de cheltuieli din 2021. Adică nu ne-au oprit. Ce se înregistrează în 2020? Cum să nu înregistrează? Dar era de fapt contabilitatea asta, adică puteam... Putea să rezolv problema asta. Nu știu de ce nu s-o rezolvat de atunci ca să nu-l fac. Da, doar, putea avea voia, doamna, nu știu. Dar ce deci, doamna contabilitate, e vorba de contabilitate. Nu s-o registrat. Și în fiecare dată, când era o problemă pe un capitol, domnul de la Curtea de Conturi, chema. Și doamna contabilitate, care a fost la timpul ăla, care a fost mai târziu. Și de multe ori te face mai ceva. Din doamna aceea, putea să justifice lucrurile astea. Domnule, dar s-o făcut, s-o... De fiecare dată, când ne-a spus, nu știu. Doamne, dar spuneți, mă rog. Nu aici nu puteam să vin calculator sau? Da, dar nu cum e din calculator, avem totul la dispoziție. Astea, care le, acum, peste 6 luni, trebuie să le vin înapoi și vedem să care fără lucrul ăsta. De ce nu, la astea măsurile, trebuie la asta în 2020 spune că eram avut, s-a făcut plățarea. Și eu ce nu documente, dați-mi la mă, ce am eu. Uite, m-a venit cu care fac, acum... Bine, trebuie să vedem, să căutăm. Deci ăsta a fost evidențiată pe cheltuială... Și face referire la 2020. A fost evidențiată pe cheltuială la anul 2020 și nu conform alimentărilor, fără să țină cont de consumul efectiv pe baza, pe măsura utilizării, pe baza căruia de parcurs. Deci nu se fac cont de parcurs, nu se semnează. Dar eu știu că se fac! Nu se fac cont de parcurs, de cotarea se face la jumătate. Niciodată nu ți-am calculat suma interioară. Acordarea etichetelor de grădiniță prin respectarea prevederilor din legea 248. Deci, în perioada 2019-2020 a fost instituit numai de 58 de etichete sociale de grădiniță, unor copii care nu erau înscriși la grădiniță, aparținând școlii numărul 1, copiii aveau absențe mai mult de 50% din totalul timpului. Distribuirea în perioada martie 2020 etichete sociale de grădiniță, fără a fi anexată credința copiilor în acea perioadă. Valoarea estimată a prejudiciului 2900 de lei, și la care se dau în penalități 800 și 3700. Deci ce s-a întâmplat? Ei au cerut, a venit cu tichete și a fost
achiziționat un număr de biciclete, da? Pe anul școlar, nu știu care, 2020-2021, să zic. În spate, eu ce, au cerut acea justificare cu copiii care au luat. S-a constatat că, de fapt, în acele borderouri, erau copii de 9 ani și au luat echipă. De 11 ani, de 14 ani. Copii care... Deci i-au lăsat pe asta, i-au lăsat cu documentul ăla. Și-o întreba, doamne, dar cum asta e? Dar lista asta cu copiii nu era luată la școală. Asta e alta. Deci, uite la... Deci asta e dinainte. Deci vorbim 2020, luna... Vedeți-vă. Dar de chetile astea... Martie, iunie 2020. Perioada asta. Deci tu ești sportiv. Păi nu, ce a fost exact? 50 de lei era. Păi erau pe sportivi, dar astea erau nici o mărută acum la anul ăsta școlar. Păi nu, 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 erau chestii pe alea bani. Dar oamenii care veneau să iau fiind ei, ia tichetele astea, nu erau bază de dat, vinea că știa că trebuie să iei tichetele. Dar poate vrei să vă spun ceva? Poate nici nu știa copilul, ia, zic și eu. Și vrea copilul să iei până gărăt până la copilul. Dar înțeles. Să nu vedea ce nu trebuia. Ce nu trebuia. Nu știu eu, dar văd că s-au înregistrat. Plus, ei în spate trebuie să aibă prezența de la școală, de la perioadă. Dar copilul nu merge, că tocmai de asta-i dat. Trebuie de etichetă. Prezența la școală. Și nu avea contact, trebuie să aibă. Colaborarea între școală și primărie era una asta socială a primăriei? Da. Dar tabelul ăla cine îl făcea? Trebuie să medica... Deci, la școală. La școală, nu știu. Nu. Și atunci când școală ați primit copiii mai mari să ia, nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu în venire. Decontarele legale au lucrări de decolmatare. Și atunci pretinde amenajarea constamente și parcări pe linia 11 executate în baza contractului 4569. Dar de ce se ajută la linia 11 dacă e locat? Da. Chiar se ție remar smart ștețelele. Da. Prejudiciu, totalul pe realizare de întârziere, 48.860 de lei. Dacă nu spuneți, decontarea cu o lucrări de comandare, canale de veritate și depune, se pune de bază și de comandă. Valoarea faurului prejudiciu, 16.614,11 lei, tot cu penalități. Efectuarea de cheltuieli destinată unui investiții fără proiecte și autorizații construit. Constatarea masurilor executate de către constructor. Aici, Curtea de Conturi vă spune acum, asistat SC-ul. Și azi au venit colegii pe Italia SC și pe care nu doamne. Deci de asta nu știu că... Ce să vorbim mai mult. La vremea respectivă, pe hotărâre din Consiliul Local, toate cele lucrări vor putea să... Așa, ca papilios. Iar toate cele investiții au fost făcute pe refacerea infrastructurii afectată din calamități. Noi, în toate punctele care s-au făcut acele poduri sau sonicuri, am avut poduri existente și am refăcut niște poduri. Nu sunt investiții noi. Au mai fost discuții, inclusiv atunci. Eu, la vremea respectivă, mi-au dat mine, am fost chiar la ISC și am întrebat și cum procedură. Nu există ce s-a cum? ISC-ul. Acum, am cerut din legală problemele public să vadă dacă... Deci asta au cerut. Deci ne-a cerut din legală, dar spune dacă cele poduri erau existente sau nu erau. Eu am văzut cum trebuie. Domnul Pastia. Au fost poduri. Da, aveți situații de urgență, intervenții și care ți-au urmat niște bani. Încă da, e ok. Avem rapoartele bune. Pe situații de urgență, încă de prin 2016 încoace, în care tot timpul am avut poduri afectate de inundații. Adică atunci nu... Au alocat și niște bani. N-au întrebat dacă spus... Dacă sunt în inventar sau nu. Inventarul n-a mai fost actualizat. Domnul Hrăciu, s-a fost interesat. Mai poate discutăm de chestii care știu. Vă amintiți că eram eu cu Victor și am muncit și am... Da, de păcate acele documente nu s-au finalizat, am depus să le spus. Nu s-au finalizat prin hotărâre de guvern. Dar hotărârea de Consiliu Local data atunci n-a fost anulată. Este în vigoare. Ar putea domnul secretar să-i caute hotărârea
prin care s-a aprobat. Prin care și pe o drumă de aici, drumă, da, am scris acolo. Sistem de ajutor alimentare cu apă, ziua practică. Deci așa pot, trebuie să existe, eu nu am. Dar nu am fost arugată prin indicare, de ce nu s-a... Nu am deci, așa ceva. Putem, aveți cu mare dreptate și eu ați deschis o cutie a valorii. Într-adevăr, în inventarul din 2010, în ora care le-a trebuit. 2010. 2002. Nu, atunci a fost cu noi. 2002. Nu erau prinsă cu toate codurile și codețe, că nu existau. Au fost făcut în mai fost și cu astea de codură, cu și franci, mai înainte, am mai făcut și eu. Ei, în fapt, existau acolo. Da, dar au fost intervenții. Da, eu... Domnul Mișa, aici au fost inundații și s-au constatat că Iisus. Eu am dat că să miniște că nu și noastre aveți și sub la documentație pe Angel Salini, a făcut referire care va face niște poduri prin vorba de asta, nu știu cum. Da. Să nu chiar fost este de așa. Domnul Cos. Da. Domnul secretar, să nu facem poduri, să o punem la altă dispoziție ca să vă dați ce ce văd de acolo. Eu sau să nu mă înțelegeți că discutăm în contradictoriu sau că discutăm. Noi spunem niște lucruri reale. Nu mă mai ce vrea să spună exact carte scrisă, biblici, că nu am mai spus cum am făcut, am atare acasă, nu-i stânt, ia ce mai faci. Să vă dau un exemplu, m-am pus cu puteri, totul, ce erau inundații, atunci bărbaia era pe Bălăneasa. Lupul se rupea de inundații, așa, o familie strigă, domnul primar mai discute la ajutorie, așa, dacă poate nu cu mine mașină. Doamne, cum acționați acum? Stăm două săptămâni și facem hârtiți sau mergem să salvăm oamenii? Păi, în cazul ăsta trebuie să salvăm oamenii. Asta facem. Pe situații de urgență, așa cum am făcut, noi oameni, am făcut în care s-au acordat domnul consilier. Tocmai de asta trage mânța de coadă noi aici. Pentru că, nu, o trage pentru că în spate, stai un peste la pe domnul Domnului, în spate, cei care trebuia să facă treaba, de fapt că sunt angajați și să nu știu cum treaba. Nici mai să fie un document, nu trebuia să fie pe domnul Sulciu, pe domnul Crăsai eu, că te mă curteam. Nu, bani, că nu se face nici acum, că tot aveți probleme. Păi, deci, acum au început să o să fie probleme, dar nu de genul ăsta cu mare. Eu nu am pe voi. Nu sunt probleme mari. Eu nu am pus și nu trebuie să mă atus. Ei trebuie să vă cheme. Ce se cheme eu primar? Dar au fost. Ia că mă stai în documentul. Se duce în Consiliul Local de Eroare. Nu sunt probleme atât de mari. Deci vă spun. Bă, problemele sunt. Eu vă spun. Vă spun. Îți destul de mari pentru că trebuie rezolvat la tine. Dar nu e chiar așa. Deci sunt probleme. Și o să vedeți. Problema în momentul vedeți. Nu s-o lăsați așa cum știu, nici problemele erau multe de rezolvate de atunci. Da, nu. Ați ce n-aș fi ajuns pe direcția? Cu ce? Nu mi-a putea cu ce? Așa nu, e. Nu este adevărat. Auzi, hai cu o părere. Eu am spus că nu trebuia să susțin cu documentele care erau cu noi, cu anumea mea. Nici nu am lăsat, eu nu am luat documentele cu mine. Păi și atunci nu era. Vreau să spun și așa. De exemplu, cum de cont a fost cu doamna și ce de marș, ce ar zice la echipa de mesele. De ce nu primam? Unii procesul verbal din care le-am dat lucrări care putea că nu am fost să. De ce au scris ce-au avut ei când ne-am prezentat? Deci au scris ce-au avut ei. Doamna viceprimarul din pe cum ne vedere, mi-ați dat un proces verbal. Păi de ce doar nu s-a dus? Prin care vă două luni, omiți un proces verbal? Și cum ne-ai putut scrie așa ce voie ei acolo? De nu știu ce nu mai dat proces verbal care să nu ne vedere. Și m-am dat toate situații de lucruri în care curtea cu domniile lor nu au mai bine voie să meargă să le vadă. Și au scris acolo că sunt probleme. Nu sunt probleme, doamne, ați vrut să fie. Înainte de a... Adică, ce vreau? Și aici a spus, după aia a spus.
Da, doamne, dar trebuie să spun continuă la ceva. Ce-a făcut cu de copii. Interesat cum plătești banii pe șurile, cum iau pe vreau și mitru și vreau. Interesat de cum le-ai făcut documentul, tot contrariu cu ce se spune. Dar îți vorbim toate lucruri care au fost cu direcție. Înainte de asta, doamne, era sau nu era pătri Bălăneasă? Uitați, stați văd cu Bălăneasă. Dacă la mitățile din 2000. Era sau nu știu un pic. Deci asta e avea. Domnul Costi. Și eu știu că era pot și doi. Dar ce a dus acolo la vară? Normal cu doi. Acolo îi trebuiau totuși să spun ei, dar acolo îi trebuie ceva. De ce nu vin?
treabă. Domnule, aici ar trebui să ne spun dacă trebuie sau nu trebuie și cum să-i facem. Ce? Când trebuie. Să mergem și să vedem în comuna noastră, de vet, cât ar trebui făcut de vet. Nu sprijini, sunt organizat. Și acum vrei să pune cu că acolo era domeniul privat, în fața mea, cu nicio ceva. Domnul Sorgiu. Trebuie să fiți obiți. Da, deci nu ține existență, unde ține controla la care trebuie să fie. Da, da, da. Nu trebuie să pune problema așa. Bă, dai cu ce. El vine cu impedibil, da? Acel control. El îl trece cu domnul s-a făcut pe comunitate. Unul care vrea bine de comun, le mai face o sesizare la unui doamnă, la sus, vine controlul, ori de control, sau cine controlează, supra, și găsește că ei au făcut, fără să asigur, că ce ai făcut în spate, mă, trebuie considerat că e domeniul public. Păi nu au venit, dar trebuie așa de dragul populației. Ok, tu te duci acasă din mâini și vezi serviciu, că abate din serviciu, abuz în serviciu și toate alea ți-ar putea treci cu o coadă, să mai ieși și dai cu subțelat. De asta vă zic, oamenii nu vin până una. Nu ai făcut de rămân făcut. Iese, doamnă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă dacă ei iau mâini? Ei vin interiorul nostru, să spun, și au de cât se costa la tine, adică, spun că nu, iar să zic că să-ți cartă. Nu, domnul, domnul, respectul pe care le-am construit. Și îi dă sarcina primăriei să spui documentul la ce mai vrem de la primărie, privat sau public. Nu e nici diferent. Și atunci tot ca primar sau voi consiliu local, nu trebuie să dacă pot câte în grădinul la nu știu, la primărie. Încă o dată, da, așa trebuie făcut. Încă o dată, rugați pe domnul de pe casă, să aibă hotărârea cea din 2010 de consiliu local. O să o scoată, nu să mai despre la cea să vadă că acolo existau poduri și podezi. Dar v-am spus să-și procesi în apare, care a venit să pună în 2016. În afară de asta, știu. Că trebuie să ai dispoziție oamenii de facilită. Da, dumneavoastră, am înțeles acum. Când sunteți, și până la urmă, asta este și rolul dumneavoastră. Aici s-a apărat instituția primară și consiliul local. Noi acum suntem în faza de a ne apăra sau de a nu intra. Suntem în contra raportul cuții de cont. Pe documentele care le avem. Și pe tot ceea ce știm. Putem pune la dispoziție. Când noi, cei care am fost, eu acasă nu dețin documente, n-am plecat cu documente. Deci nu... Da, nu cere eu documente, mă, părere. Eu cere, vă spunea, a, dar nu știu, eu n-am plecat. Dar nu la viceprimar, nu stau documente. Toate documentele au rămas în primărie. Nu sunt, dar nici ce ai primărie. Prin dispoziție de viceprimar, ne constituiam o bisică, știi, poate am fost chemat. Ca să mergem, nici mai nu știu. Eu ce am? Eu luam primar, luam viceprimar, nu știu. Da, cum să am întrebat la primit de rost, nu vă mai spun o dacă am făcut comisii de asta de recepție, după aia spus, ai vreo, dar ce doar, pe specialiști, ai știut tu, cum ai determinat tu cât e sub din metri, cum din nu aia? Nu. Pe nici așa nu nu, nu. Dacă am făcut viceprimarul la fost și a spus că ai trebuit comisii de recepție. E că l-am decimit tu dacă întrebi, bărba, așa am constatat eu. Cum am constatat eu? Așa am constatat eu. Nu ai comisii de recepție. Tu ai făcut comisii de recepție. Și ce m-am întrebat? Cum am constatat pe care... Nu se vede atâta metri. Dacă ce l-am vrea? A fost o discuție liberă, l-am întrebat. Și noi ne v-am zis, scris. Păi da, o să mai constatat. Păi așa am văzut eu. 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 Iar a urmat cu situația de lucru. Păi să era răspunsul. Păi e posibil, dar nu mai trebuie. Păi așa că am văzut eu, nu sunt 110, nu vin nici mie. Păi el era treaba la poliție, să mă întrebă. Ce s-a plătit, nu știu cum s-a plătit. Păi la urmă să vede. Dacă s-au achiziționat, dacă s-au achiziționat, dar aia ce început. Asta trebuia să-i dați. Eu... Pe mine m-a întrebat cine-i proprietar pe DN11. Dar știu cum am DN11 e statul român și poate cum ar desface parte din statul român, dar nu toată lumea... Dar este o zonă care se merge poate interveni. Zona aia de la Dac și până în limita acumii, pe acolo trec cetățenii. Eu nu mai duc în și de... Bani să trece cu la DN11, nu mică. Adică aia venea până cu Dumnezeu să le spunea când întoarce pe toată acolo. Hai cum avem câteva. Hai cum avem câteva. Asta că nu mai vrea să luați privat, că poate dați să vezi, doamne. Hai, tu mai spune. Din diferit, care ați luat o contract de implicată și exploatică de plată dobită de 10 pe de rom trans? Se poate vedea, asta cu trotuare, că pentru 420 de metri de trotuar, valoarea contractului și a plăților reate a fost de 314.339,65.
rezolvă suprafață de 410 metri pătrați de trotuare, valoarea contractului și a plăților este de 161.587,17 lei, aproape la jumătatea primului contract. Spre întrebare, cum? De ce primul contract? Nu știu, o să nu mai trebuie. Depinde cum se facă, sau de să poți, nu știu. Se explici prostul. Dar sunt măsurători, vă spun de acolo. Alte măsurători. Există un proiect. Poate s-o scutit, tu poate. Deci asta mai multe lucrări. Și aici mai spun că nu a fost solicitat avizul CNAI, secția drumul național. Da, se stau 2 ani, doar 2 ani. Dar nu se poate să nu se poate din care a fost unde? De partea asta s-a folosit mai mult. Nu, 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 tot. Aici în față s-a făcut din la pavele primării și vă în față. Și totul și la drumul. O mai puteți cu altul rând de instituții cu fece Sfinus cu OPSRR pentru lucrări de extindere de rețea de afaceri în astea în satele aparținătoare cu unei livrezi. Dice că nu există proces de vreodată de reciclă a terminală în drăgă. Deci investiția asta e nu pot să vă în contact. O prezează din construire și procesul verbal, consideră că e un de proprietate. Când baza asta o mai întagurez. Am făcut o investiție. Pot să o bag în domeniul public? Nu ce bag? Nu e tabulat și de-aia? Acum nu faci recepții? Am înțeles la ce trebuie. Prelungirea rețelei pe care a făcut-o Neustan, sau a fost un contract de prelungire a rețelei. Da. Și nu s-a făcut recepția. Nu, recepția. Nu, ce verbal. De ce faci? Asta sunt de ce? Este făcut care? Este făcut care? Deci sunt de verbal. Deci am făcut documente așa cum trebuie. Așa, așa e. Eu de ce v-am zis? Cine va trebui să mai din mână? Așa ați făcut de la VPS. Vă pune voi în oameni. Stai tu cu foarte treaba. Nu știu că mi-a plătit. Noi avem un serviciu de control financiar GVT. Nu trebuia să dea drumul la documente. Dar nici un document. Fără nu au plătit documente. Doamne, stai cum este recepția. Stai cum este aia. Da, viza, viza. De ce nu e viza de control de regulă? Nu-i numai. Dar nu trebuie să mai spune. Nu trebuie să mai spune. Medicina. Întrebați-o. Păi... Aici... Nu vreau să dăm un acolo privat. Da. Eu sunt nebun, eu vreau să fac pe boar. Eu fac de aici aeroport. Dar nu trebuie să mă lucrești aici. Eu nu vreau să-mi răspundeți. Pentru că oamenii nu-și asumă responsabilitatea acolo că nu fac. De-aia. Pentru că e mai ușor. Lasă prin primar. De-ai primar să se medica primarul. Întotdeauna primar. Pierdonii face pușcării pentru că... Știm. Știți foarte bine, da? Ce niciunul dintre angajații a înscrie și din mesi și ăsta la pușcării. Eu n-am văzut decât la decât sunt aici. Eu n-am văzut nici la domnul primar lucratul cât am fost. Își te vină un funcționar public să spună domnul din ăsta. Haideți să vă arăt. Uitați, trebuie făcut așa, uitați când vor citiți la voastră pe trebuie. Când semne, să semne să vorbim de cauză. Nu pentru că spun eu. Eu nu dețin adevăr. Fiecare, cel care își asumă responsabilitate, să aprecieze cum este avizată. Consideră că nu. Dar numai așa să vin de asemnează asta și prinși de bun, hai să vă spun altceva. Hai să vă spun altceva. Măsurile astea nu sunt dreapte toate la prima. Stați ușor. Nu. O să vedem ce trebuie să fost. Am și-o întrebat. Păi nu, nu, nu. Dar cineva, cineva. Da, răspunde. Ce firmă? Adică eu trebuie să... Ca altfel îți bătesc eu. Să vin exact cum se face. Bă, da, 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 dacă nu vreau la bătă. Bani, e din gaură aici. Spune-mi și ce. Nu știu.
O luat o IVA, nu mic. Găsesc, bă, o cheamă acolo. Doamne, ați dat, adică, ați dat mișturile, ați dat concedii cumva, în avans. Adică eu dau și concediu și am luat și banii prin continuare. Oamenii trebuie să vă rămâi, sau? Nu știu, 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 discuții. Dar aia, tu ca om, ca șef discuții, nu trebuie să ne abate disciplinarea. Necorelarea trecută, dar sunt multe care nu le-au citit, doamne. Deci, intrării cu ieșirile sunt diferențe prin milioane. Păi, dar ne definează cu tot serviciul. Nu ne face lucrările, că nu are. Astea sunt trebuie să fie. Dar nu știu dacă e terenul. Când s-a dus, am venit cu totul, dar pe prăjoarea nu mai vine asfalt, nu mai vine asfalt, nu mai s-a făcut plata, într-adevăr, după aceea e societăți, care a
mare bolăneala și poate s-a făcut chiulirea în care s-a contat cu voluntar. Doamne, dacă nu era dreptul doamna cu achiziții, de ce i-a primit documentația? Că l-a demisiat lucrarea. Nu a făcut omul la marginea cu primărie. Pentru că în România nu există o bază de care să fie un număr de salariați. Am văzut și eu foarte... Și până la urmă s-a finalizat lucrarea. Lucrarea este finalizată. Foarte multe societăți. Când nu este procesul cu adrece. Nu, dar nu știu ce am vrut. Deci așa ceva nu-mi dau seama. Poate că își dau licitații, când el nu așa... Dar nu a participat, s-a luat cu atunci poate bine direct. Eu nu aș fi bine. Ce-a fost societate și să fie jumătate ale zilei, că poți să fii, e bine, ce-a luat. Nu aș fi de la lucrarea asta, dar când s-a pus documentul acolo, nu a văzut cu lumea. Păi când s-au depus documentele la achiziții, nu s-au verificat atunci, da, de ce e cu ei contractul? De ce au prezentat contractul la primarul? Uite, domnule, contractul ăsta e condiționat. De ce nu pun doamne iată? Deci chiar ia bani, adică... Nu, mă, tot primarul. Se făcută inția... Dacă într-o zi, două zile... Așa ceva... Dacă acolo era fi dat, s-a făcut treaba? S-a făcut treaba, domnule, că făcut la vor și așa a făcut până la vădă. Treaba, domnule, nu știu cine a făcut-o și cum a făcut-o, e vorba de document. Da, aici, vă explicam, domnul consilier, cum s-a făcut. Nu știu, domnule, de așa ceva, dar eu nu pot să știu așa ceva. Cum s-a făcut, nu știu. Nu s-a interpretat aici că s-a creat această societate cu bani și bani, fără să facem lucruri. Aici, aici a s-a făcut. Și în contea pe totul a spus așa, că de aici de la primul spus, așa e lucru. Din partea cealaltă, nu știu, eu nu știu, nu știu, nu știu. Dar dacă cum am făcut din partea, eu trebuie să au gândit și contacte. S-au semnat, s-au văzut. Nu i-am ridicat nimeni să vină cu documente. Corect, așa e. Am înțeles că situația de lucrări și aia este problemă, că apare cu data oferită. Situația de lucrări corespunde cu oferta, ceea ce nu păstă. Dar și cine trebuia să mă întreb asta? Eu. Cine trebuia să mă întreb asta? Dar nici eu. Sigur, nu am ascultat din povești. Cine trebuia să mă întreb asta? Nu spunești, că asta nu publicăm de site-ul, să nu luați. Eu vă spun. De acolo se sesizează instituții, vin de nea, orice dreapă. Eu vă spun. Dacă ne uităm pe, dacă facem o, chemăm la examen pe colegii noștri și punem să scrie atribuțiile de și apostol pe care le-au semnat, să vedeți că știu cât de atribuțiile ce au. Să vedeți câtă treabă are. Pe tocmai de asta video, eu m-am simțit un pic, a spus că de ce au schemat asta. Ba da, ba da, tu o să vină aici în fața consiliului. Pentru că majoritatea am făcut parte de la administrație și nu vă făcut. Toți sunt de la comunitate. Sunt unii care au mult mai mare decât noi din administrație. Nu, nu, nu! Știți cum a zis cu pe discuntul? A zis la un moment dat, domnule, sau domnule, primarul vine și chiar nu. Și bun, de acord, dar ce-au făcut? Ce spui să acolo? Domnule, la două cuvinte vreau să spun și eu, nu apar pe nimeni. Dar realitatea este următoare. Primarul este ales. Tot ce face în comun se face în interesul cetățeanului. Nu totdeauna vin cu documente. Dar nu oricum acum ați zis că nu, 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 și să înțelege și știi toată lumea treaba asta. Dacă primarul fără să facă lucrare și îi spune angajatul nu ar trebui, lasă să vedem noi. Așa stau lucrurile, dar nu? Da, domnule. Nu, hai să dăm acum asta. Hai să dăm acum asta. Nu știu ce trebuie să fac. Eu nu, este o relație. Nu, chiar dacă primarul, că nu s-a întâmplat la toate. Nu se întâmplă, că primarul nu s-a întâmplat. Dar ei trebuie să mărească din spate să vină cu grădini. Da, domnul primar, și da, hai să dau una o bombă acum și dacă m-am vrei să fac ceva și să fac ceva, trebuie să facă doar așa. Și m-am trebuit treaba mea ce fac, ce să-ți facă doar să mergem de pasare, angajator? Ce să-ți facă angajator? Dacă spune, domnul primar, nu poți să faci lucrarea asta, că strege niște documente. Și nu te-ai spus, bă, lasă că vedem ce face. Și le-am trezit în fața facă un primit. Sau cine devine? Nu nimeni devine. Trebuie să-mi dau un exemplu concret. Puteți să-mi dați doamnă, pentru că eu am înțeles tot în România să deci, dar am fost foarte atent. S-au făcut lucrări. Ne pune la lucruri. Dacă am greșit, le rezolvăm, că trebuie rezolvat odată, nu acuzăm pe nimeni și probabil că e un moment zero. Din momentul ăsta și încercăm să facem să fie bine. Dar tot ce s-a făcut, s-a făcut în interesul cetățeanului. Nimeni nu contestă chestia asta. Mamă, e o lecțiune. Și ca să nu plec, am vorbit. Nu mai comentăm la chestia asta acum, că n-am ce face. Da. Iar vorba de colmatat numărul de doamna juristă. S-a dus primarul și a găsit un om adecolmatat pentru că drumul natural nu decolmatează șanturi. S-au cheltuit niște bani cu soferate, intrăm în normalitate
dar a fost în interesul cetățenilor. Domnul consilier, domnul, ascultați, nu este gospodarul sat. El își face treaba cu oamenii din jurul lui. Corect. Eu n-am, eu am lucrat cu domnul Plăcin, am lucrat cu domnul Surgiu, mie personal, nu mi-a spus niciodată nici domnul Plăcin, nici domnul Surgiu, dacă m-au întrebat ceva și mi-a spus, nu doamnă, fac cum vrea eu. Mie personal nu s-a întâmplat. Bun. Așa că, problema este, adică chestia asta să-mi spune să... Presiunea. Presiunea așa, electorală, presiunea satului, cuvința de a face, te mână să faci lucruri. Sigur că sunt de acord. Și, cumva, să pui presiune și de angajați. Nu poate, într-adevăr, așa cum vă spun, era un moment în care trebuia să acționăm, poate, nu păsire, inclusiv când am depus proiectul cu fonduri europene. Întrebați domnul secretar aici. Eram nevoie să facem o hotărâre din Consiliul Local, să o facem așa cum îi cereau, era la 12 noaptea, în suma două măsuri. Am văzut primar la vremea aia care vorbea acceptat și primitea hotărârea prin fax. Prin, nu spun că am făcut o șură, până la urmă, trebuia să o facem, domnule. Pentru că avem lumea de finanțare de 2 milioane și mașa euro. Dacă mă amintesc eu bine, eram aici, când am pus domnule de urgență, să spun că aici nu. Dar după aia, aici, când am făcut la discuția care am avut-o, trebuie să ne strângem. Ce ce ne strângem? Hai să o facem. Hai să o facem. Nu să dăm vina pe ăla, că ăla nu și-o făcut treaba. Așa că să fie motorul obiectului, trebuie să se învârte. Aici motorul. Ar trebui să ne strângem, acum să ne puneam greșit. Deci, a greși oamenii care faci un vorbim și așa, dacă greșești la bani, e o mare problemă. Deci, domnul, aici s-a s-a greș, s-a deci putem greși, nu știu, să greșim o lege și să o trecem altfel o reclamă. Dacă e vorba de bani, nu-i voi să greșesc, pentru că acolo sunt calculi matematici, dar eu nu știu cum fac bani, nu fac nici bani. Aici a fost acel angajat care s-a trezit cu salariul din două ori. Așa. A venit și spune, stai că am făcut mare greșeală, cum e, deci imediat de două ori. A, stai puțin chiar, că nu... Păi, știi ce spun? Vă spun eu. A venit din alea, spetea să la care vreau. Nu, măcar vine așa să se stai pe rutină. Eu m-am trezit cu banii ăștia, nu vă spun eu. Oare, și de-aia v-am muncit de trei sau un mor? Ce tu tot dați cu oamenii după treaba asta? Cineva vrea să-i facă, să-i dea înapoi. Oricum ai bani să recuperează. Și toți o să recupereze. Da, dacă se cere și nu avem justificare, n-ai ce faci. Pentru că eu o să ne cer din nou, luăm fiecare punct cu doamna Dumnezeu. Hai să ne reglăm frumos. Eu o să vă răspundeam. Contul ăsta e rezolvat. Domnul ăsta l-a rezolvat, ăsta l-am închis, ăsta l-am închis. Da. Iar unde nu se poate, trebuie să închise. Pentru că dacă nu, vine greva următoarele de nu te mai duci cu prin stânga de doamna. Eu trebuie să văd ce. Ce putem închide? Cu ce putem juca? Toate lucrurile astea sunt contestabile. Fiecare. Bineînțeles. Dar tu trebuie să faci ceva. Ca să conteste. Ăla care este să dea Dumnezeu să câștige, să apre și eu... Domnul, eu n-am interesul să mă răspund pe cineva. Domnul, dar ce-o greșește? De parte de mine. Dar trebuie făcut și închis acest... Eu apropo de comportamentul colegilor. Cum poți să spui tu că te-ai luat banul? Să spui nu că te-ai zis el. Să plătească la care mi-a dat. Ăla să spui. Nu, nu, nu. Dar o întrebare. Dar în calitate cu țările și trebuie să le credeți care au făcut și cu fondurile acestea, s-au făcut toți și s-au făcut o prima. Nu tot cu oamenii ăștia s-au făcut, crede, tot ce s-a făcut. Nu tot cu oamenii ăștia competenți. Cu ce a făcut bolă? Nu, nu, nu. Din urmă. Cu ce? Păi cu asta ne confruntăm. Că vă cheamă pe primarul care a făcut. Recepție, fără proiecte.
La ce? La reparații podă? Reparații podă. Fără recepții? Cum să nu? Au lipsit, nu, au fost executate fără proiecte primite și adică o curuze pentru care nu s-a intrat în prezentare. Dar mie s-a bucur, tu trec oameni și tu trec oameni. Dar s-a bucur, tu trec oameni. Dar dați-mă la fel de conturi, tu faci cerbia și dați-i voi cu băbaie și să-ți trec acelele de la ei. Nu s-a luat, dar nu e ce spune și voi. Eu nu am poză, nu știu ce. Eu bagă și o poză, cum erau înainte. Și nu-i ceva, corect. Nu-i interesant. Nu știu cine este. Da, documente. S-au decontat nelegal niște servicii de către 10 sanctuși expert pentru vizite de șantier. Aici am și eu niște probleme care nu mi-am amintit. Îi spun că sunt 25.751.64 lei, care au fost achitate între 2021 pentru prestarea unui serviciu de vizite de șantier, care, care nu îndeplinesc obligația asumată prin contract de încheiat și mai departe. Ajustarea prezentului contractului de lucrări finanțate din PNDL, cu respectarea OUG-14-2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și unor măsuri fiscale bugetare și așa mai departe. Zic o abatere este de 4.399 lei, la care se adaugă penalități 5.761. La școala gimnazială. Școala 1. A trecut de pe ne justificarea de la școală. Ce acolo trebuie autorizație la schimbarea? Dacă se schimbă materialul și culoare. Nejustificarea și copilului. Trebuie să lăsați să plouă, ia și gata, ia ochi. Să moară copilul. Până la urmă, oameni toate sfat. N-am invitat-o de aici. Nu știu. Da, mă, așa este. Ei, eu pus de urmă. Ești dat, dar fiind o problemă. Deci, și la primar, că stai 3 ani să faci timp și un an doar că mai reușesc să mai faci. Da, da. Și la fel... Stai, stai aviz și așa că mai expiră. Și la fel... Da. Da. Discutăm așa. Da. Nejustificarea de documentele care le-a fost calculajul mai câteva. Iar și iar și locul de creier fără treia zeu, fără... Da. Adică probleme și la nivel contabilității școlii sau... Păi, da. Contabilitatea școlii. Deci, când am plătit școli, vă înțeleg. Am plătit școli. Decontarea nelegală a unității efectuate pentru servicii de reparație auto realizate conform de lucruri de lucrări. Valoare estimată 11.397.59. Ce cam aș... Asta erau mai... Dar tu domnul Rotaru? Da, deci Rotaru a fost... Dar oamenii ne-a spus numai 2019-2020? Nu, de 2021. Dar oamenii ăștia, dar cine poate veni să controleze? Am văzut 2008-2016, deci... Deci la... Deci făcut așa, 2019 a fost curvenit tot. De asta vorbim 2019-2021. Deci ce ați auzit 2021? Problemele sunt pe linii. Păi nu, dar eu am văzut 2008-2016. 2012-2012. Nu, au vorbit de o chestie. De un contract care s-a dus până nu știu că. Și nu știu că de poziții de vorbești în cuvânt în 2016, ce vreau de aici? Nu, bă, nu, a fost vorbit de un contract. Nu, bă, a fost proști. 2013-2016. Ce vreau de aici? Contractul ăla de concesiune a poșului, dacă tot revenim, vorbesc ei de niște reguli acolo. Nu a fost, dar aia când a venit colegii lor, ne-au impusat să plătim 97 de hectare. Care nu e eligibil. Și era valabil contractul. Da, când ne-ai imputat era valabil, acum când ne-ai spus că nu... Da, dar cine am avea zi? Dacă e 2019-2020, ce mă mai vezi? Păi, ca s-a venit. Mie mi-a spus că voi s-au dus de redevente. Eu te-am atunci. De ce nu e redevente? Au venit, le-a dus Lenuța, tot ce avea contracte cu aia. Au venit Lenuța, au discutat pe aia, nu a apărut aia, voi chema ce-ați discutat cu ei. Nu știu. Nu știu. Cu zimul ei. Nu știu că era noi cu instituții. Păi bineînțeles, din cheia cu primărie. Și primăria e asfaltul și ei verifică... E bani, de părerea ta, bani, că să nu... Și o să... Măi, eu vreau să trebuia să mă iasă credenția. E treaba lui. E treaba lui, da. Mă, să nu ia consiliul. E treaba lui, cum am lui, el e șef. Mă, nu vreau să spun. Consiliul care vrea să fie gratis. Ce face el? Ce face el dacă vreau de fundul la primul meu gratis? Ce dracu mai face? Domnul Sulegiu. E mai presus ca nu. Autorii publici au stabilit erori materiale în totale de sumă de 27.886.000 218.000,97 din care 26.371 abateri financiare contabile,
433.368 venituri suplimentare la bugetul general consolidat, 1.080.934.65 plăți efectuate care nu întâlnesc condiții de legalitate și regularitate. Asta e concluzia. Cam asta. Deci, ați înțeles? Nu așa cu ce cum se vorbește. Și aici avem un lucru. Și pune documentele astea, să pună în firmele de pe sală. Tot adică tot ce nu vrei, în opinia lor, sunt imputabile. Deci sunt imputabile. Da. Nu, domnule, nu aici. Cum, domnule? Nu, încă o dată vă spun. Dacă, din secere, neexecutarea lucrării constituite fără autorizație, e contravenție. Duce până asta din miliarde. 100 de miliarde. 100 de miliarde. Deci am văzut un miliard, nu? Un miliard, mai un miliard, dacă... Adică, nu contează, trebuie frumoasă. Și nu spune nimeni, hai să facem. Că știu și domnul Surgiu, și dumneavoastră asta. Hai să muncim. Și de ce vă spun? Pentru că am văzut muncim. Și am văzut în spate dumneavoastră cum e de asta. A, că da, încăjați așa cu datorii, da? Deci mie, mie, dacă mi-a dat o temă, că mi-a dat-o mie, când a fost cu anchetă socială. Doamna, acolo am luat dumneavoastră. M-am putut să fac treaba. N-am spus că nu-i treaba mea. V-ați spus. N-am făcut treaba cum trebuie, nu mai poți nici contesta și mai departe. Dar asta vreau și în partea colegiului, pentru că ai multă implicare și ai multă responsabilitate. Adică primarul ăla nu venit ca să știu. Deci să nu vă supărați. V-a supărat până aici de ședința asta, că am adus un om care prinde el. Să nu ne-am supărat vreo nici la urmă discuții în președerea oarecolă. Nu ne-am supărat. Deci, doamne, ai loc de bine aici. Nu, 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 oricum, vom avea de muncă 6 luni de zi, cu siguranță, cine se poate face? Domnule, angajatul ce vreți, nu-i spunea să facem nimic o urmă? Noi, ce care pot să reglăm lucrurile astea, acum sunt impus întrebări să dăm răspunsuri, nu știu, să completăm documentul, să completăm documentul, să-i găsiți. Poate face o cică. Din partea mea a dat concurs. Mă știți. Mai inclusiv angajații care sunt, să-și fi făcut în spate. De spate pe ea. Nu pot de responsabilitate. Eu dacă l-am pus într-o comisie, nu spui doar acum. Dar eu m-am dat. Să-mi spună că l-am forțat o să semneze ceva. Dar bine, dai dispozit. Dar m-am dat dispozit. Păi am dispozit și m-am pus într-o comisie. Cum e? Dar nu trebuie mai multe. Mașinile de la comisie, responsabilitatea. În mintea lui, a făcut un film ăsta cu gulănic. Am pus pe mine să se scoată cu mine. Nu-i așa. Eu dacă l-am pus, am convințat cu tine colegul. Dorința mea face treabă, trebuie să-l faci. Dar nu ați făcut să semneze, dar să facă ceva. Să asume chiar dacă cu chiar. Păi, bune, îmi facă comisia, de ce să mă viteriem? Dacă vedem ceva, vină și comunică, îmi spunem ceva, e o problemă. Un punct pentru ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor suprafețelor în drumuri comunale și locale din hotărârea Consiliului Local Comunal Liberesc, numărul 22, astfel cum a fost atestat prin anexa 46 a hotărârii guvernamentale din 2001, inițiat de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia nr. 1. Aviz favorabil. Comisia nr. 2. Acum să vă explic despre ce este vorba. Acest proiect de hotărâre a mai fost inițiat prin aprilie, mai știu când, să spun exact, coadă de numire privind aprobarea datorării drumurilor comunale și mai departe. Proiectul de hotărâre a fost verificat de legalitate de către prefect și a dispus revocarea lui pentru motive de legalitate. Acum am avut ca și un putărâni să nu, când ai niște apă să duceau cu apă, ca să poți să modifici hotărârea de guvernanță. Ai nevoie de avizul directului Ministerului dezvoltări. Da. Proiectul de hotărâre care a fost revocat, ne-au scris aprobări, ne-au scris completări, ceea ce nu era cazul. Că eu, ca să pot să intabulez, am nevoie de hotărâre cu Consiliul Local privind suprafețe sau posibil ridicări topo, care a trăit în 2019, am ridicări de topo și am nevoie de exact de parte funciară, pentru că mădurile au putere. Știți foarte bine. Am nevoie și extra de carte funciară. Deci aceste drumuri sunt măsurate, sunt calea sate. Dar nu ne fac. Nu le incalculează, pentru că n-am făcut de drumuri. Să apropie această modificare asupra fetelor. Acum,
Dar ei îi corespund realele și s-au constatat în teren, exact. Păi, am ridicat-o? Da, hai să vă spun care este situația. De ce cer aceștia din nou reacualizări? Pentru că când au fost întabulări făcute înainte de a face noi, da? Vei avea drumul care nu le-a venit întabulat. Da, s-a marcat mult. Așa. S-ar putea să aibă întabulări făcute în drum. Om. Da? Cum am avut? În primărie, știți că am trecut. Nu ce vreau să vă spun, că am fost nevoit, când am făcut proiectul fondurilor europene, să nu mă duc în gardul meu și atât în faptul că el avea o leată și așa am văzut. Dar că am lăsat acel metru ca să nu mai semnez cu un gând, vreau să mă scopțin. În perioada aia, în general, am primit din acolo. Acum, eu le-am făcut pe zone, nu le-am reușit să-i fac, le-am făcut pe cele pe care am lucrat, pe care respectiv, pe care le-am... Bun, hai și poate vrea să respect. Vorbesc doar de modificarea coloanei 3 la anumite poziții, în care am trecut suprafețele... Sunteți doi juriști aici, cum știți, așa faceți, de situație să vin, puteți avea, măcar cu asta față, da? Juriștii de aici. Care juriști? Dumneavoastră, juriștii, atunci cum se vedea la urmă? Eu sunt secretar general. A, nu, secretar general. Când s-a făcut administrația? Am retrat eu, nu, nu să-l dau funcții. Le dau, le dau funcția. Da, mai avem ceva la de zis. Mai avem, avem pinit cu ele. Ce juriști? Da. Și eu m-am terminat. Da, nu, 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 nu. Ai zis bine. Dar avem mai mulți juriști. Tu, Rica, Alina. Ai dat funcții. Doamna Dima. Da.